Florin, care m-a sprijinit și susținut în toată această perioadă și care m-a învățat cât de importantă este încrederea în sine și puterea de a învinge. Permiteți-mi să adresez câteva gânduri și părinților mei. Cu toate că sunt conștient de faptul că nu voi putea vreodată să cuprind în cuvinte tot ce aș vrea să le transmit, voi începe simplu prin a mulțumi tatălui meu, de la care am învățat că oamenii puternici, cu un scop bine pus la punct în viață, vor deveni lideri și adevărați triumfători. În schimb, traseul meu în viață de până acum, succesul, educația mea morală, intelectuală și fizică, a fost marcată de prezența mamei mele. Reper pe care l-am avut în toți acești ani, persoană de la care am învățat că munca nobilează omul, că cinstea și onoarea sunt valori ce trebuie să mă ghideze pe acest pământ. Că averea cea mai de preț a unui om, ce niciodată nu-i va putea fi știrbită, sunt cunoștințele sale. Este persoana care a știut să-mi imprime în suflet, încă din perioada juvenilă, frumoase sentimente și lecții de viață cu adevărat. M-a învățat ca tânăr adult ce a început să fie încercat de provocările vieții, ce înseamnă puterea iertării și cum să-ți păstrezi sufletul neîntinat. Vreau să-i mulțumesc încă o dată pentru tot timpul pe care mi l-a dedicat, pentru lumea pe care a construit-o în jurul meu și pentru că m-a așezat în centrul ei și astfel, așa cum îmi spune mereu, am devenit lumea sa. De asemenea, aș vrea să mulțumesc unei persoane de preț și am realizat că sunt un om cu adevărat norocos și cu adevărat bogat în viață. Un om pe care l-am cunoscut încă de la grădiniță, un om care mi-a fost alături și cu care am trecut prin multe încercări ale vieții, amândoi fiind extrem de încercați și amândoi având același target comun de a reuși, de a fi mai bun, de a persevera. Și acea persoană este Roxana Prodan, studentă și ea a facultății noastre și viitor medic. Îi mulțumesc din suflet pentru toată susținerea arătată pe tot parcursul vieții. După cum spunea marele istoric și critic de artă Bernard Berenson, miracolele se întâmplă celor ce cred în ele. Haideți să credem mai mult, să depășim pragurile pentru a ajunge la apexul performanței și să demonstrăm, am zis să leg puțin endodontic, și să demonstrăm că ligamentele conduitei profesionale vor fi cele ce ne vor susține în alveola moralității și integrității. Fiecare dintre noi se naște cu un scop. Îmi place să cred că menirea noastră este aceea de medici stomatologi, de învingători și de a creatori de zâmbete. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult!